Un lor. Vă spun la final. Aici. Și cum vedem noi creșterea asta în e-commerce pentru 2020? Minunat este potențialul, toată lumea învață să facă lucrurile tocmai bine. Și întrebam la început dacă sunt oameni care mă cunosc mai puțin, este absolut normal, să vorbesc acum ceva despre mine. Am început toată nebunia asta din online prin 2000. Din 2005 suntem oficial cu firmă care facem lucruri interesante pe internet. Personal am făcut tot ce se poate face pe internet. Eu am făcut site-ul de prezentare, am descoperit SEO, campanii de marketing, am avut magazinele noastre online, după care am început să facem magazine online custom. Acolo am învățat o mulțime de lucruri. Am crescut, am făcut atunci, lucram mai mult cu clienți enterprise. Am greșit, dar cu capul am trecut obezitate. Pe urmă, aveam și un asociat, un partener de business, să vedeți mai acolo. Am început să dezvoltăm, să ne ducem mai mult spre zona de e-commerce și să dezvoltăm platforma Comac, oferind-o ca și serviciu SaaS, Software as a Service. Fiecare antreprenor care vrea să vândă online să aibă o soluție, din punctul meu de vedere, cea mai performantă și cea mai accesibilă. Hai să vedem ce înseamnă, practic, un business în e-commerce. Business înseamnă afacerea ta, pentru că tu ai afacere și tu vrei să vinzi niște produse, platforma și partea de marketing. Sunt de acord? Da. Okay. Deci nu este doar platforma, nu este doar magazinul. Sunt trei componente majore. Dacă n-ai afacerea, n-ai ce să vinzi. Dacă n-ai platforma, nu prea ai cum să vinzi. Și dacă n-ai marketing, iar mai să vinzi. Deci este un cumul de care ai nevoie. Ce presupune partea asta cu afacerea? Încă sunt mulți care vor să-și facă un magazin online fără să-și facă o firmă. Nu există. Ai vins la negru și ți-o asum. Firma ta, nișa ta, adică știi foarte bine unde, de ce te bagi acolo. Produsele tale, îți cunoști foarte bine produsele, nu copiezi ce auzi, povești de succes, pentru că nu înțelegi ce se întâmplă acolo, să dai rate și să spui că cineva a mințit, dar nu este așa. Sunt nișe, micronișe care funcționează foarte bine, care se vând, care se ajunge la milioane și toată lumea este fericită. Poți să iei pas cu pas. Politica de preț. Într-adevăr, prețul face de multe ori diferența, dar dacă vinzi cel mai ieftin, nu o să reușești să crești. Trebuie să-ți plătești marketing, trebuie să plătești platforma, trebuie să plătești oamenii, trebuie să plătești foarte bine oamenii, pentru că altfel nu ai cel mai bun oameni și nu poți să crești cel mai bine pentru că cineva o face și o să crească mai rapid ca tine, pentru că are oameni mai buni decât tine. Și politica de fidelizare. Ne place marketing, este incredibil de mișto să facem toate campaniile de targetare, retargetare, să monitorizăm, să facem absolut orice, dar o să vedeți ce e important la marketingul ăsta și de ce facem fidelizarea și unde facem bani. Partea asta de marketing online se schimbă. Ce știm, din ce date avem, din ce tool-uri avem, că oamenii cumpără online. Avem acces la statistici, este cel mai tare moment să-ți deschizi un magazin online. Pentru că știi că se cumpără de 12 milioane de euro pe zi. Și sute de clienți de-a noștri, apropo am trecut de 1100 și ceva clienți activi, vă mulțumesc tuturor, se fac vânzări și este o oportunitate acolo. Deci oamenii cumpără. Știi că poți să faci campanii să-i targeteze, minunat. Pentru că ai acces la date. Și absolut tot ce ai făcut, ce ți-a declanșat vânzare, și vezi că funcționează 2-3 zile, 4 la rând, poți să scalezi, spre asta vorba. Atunci poți să mărești bugetele acolo unde contează și practic poți să numești că ai buget limitat în funcție de acțiunile pe care le faci. Dacă tu ți impui la început un buget, este absolut normal. Este bugetul de testare. Dar pe urmă, dacă vezi că ceva funcționează, dă drumul acolo unde funcționează. Sunt foarte mulți care spun, am o limită de buget, am o limită de ceva, n-ai nicio limită, limita este aici. Dacă vezi că un produs sau două merg mai bine, mărești bugetul la produsele care merg mai bine. Nu trebuie să mărești la toată campania, mergi acolo unde funcționează. Este greșit înțeles faptul, ok, astea merg, sunt ok, hai să mai vedem și alte produse care merg, să punem bani acolo, să vedem dacă o să meargă. Dacă nu merg, nu are rost să te chinui, pentru că azi banii aiurea. Și plus marketingul ăsta trebuie să facem pentru oameni. Chiar dacă echipa mea, colegele mele vorbesc majoritatea dăților și de toate turile cu clienții, eu fac întâlniri pe doi pentru că vreau să cunosc pe toată lumea. Chiar îmi doresc să cunosc cât mai mulți clienți, să cunosc unul la unul, să știu cu
cu cine colaborezi pentru că e un parteneriat. Deci, repet, marketingul se face pentru oameni. Toate acele mesaje pe care le punem, toate acele targetări, suntem noi la rândul nostru când vedem o reclamă, cineva ne targetează. Și putem reacționa la stimuli care sunt dați de alți oameni. Când înțelegi că faci marketingul, să dai un mesaj omului care are o problemă, te întâlnește pe tine prin reclamele tale, ajunge la tine în site, pentru că totul se întâmplă la tine în site, platforma este mult mai importantă decât pare la prima vedere. Îl ghidezi spre o soluție, te duci, cumperi asta, vezi asta, citești, descrierea și așa departe. Îndrept la acțiune, ce se întâmplă când clientul își rezolvă problema? Tu și noi toți de aici facem bani. Despre asta e vorba. Oamenii cumpără atunci când au probleme. Indiferent că cumpără o platformă, vor să vândă, vor să-și crească afacerea, vor să vândă mai bine. Dacă cumpără un produs, au nevoie să-și filtreze apa, să aibă baterie la mașinuțe, la jucării, la să-și cumpere o cremă de soare, haine de protecție și absolut orice vindem. Oamenii au probleme de aceea le cumpără. Nu pentru că suntem noi frumoși și miraculoși și modești. Deci noi rezolvăm probleme. Vrem să oferim un cadou, este dorința de a face pe cineva fericit. Suntem de acord? Dacă putem vorbi de targetări și lucruri serioase, am făcut, am spus orice, dar trebuie să înțelegem de ce le facem și cum le facem. Cum ne creștem afacerea? Toată lumea vrea să crească. Suntem incredibil de buni a da sfaturi și a spune povești motivaționale care le fac alții afară, dar am spus, repet și o să mă repet, ce zboară afară nu se înghite în România. Faci bani din absolut orice business atunci când ai un business recurent. Ce înseamnă asta? Cine mă ajută? Da. Da. Asta știu că dai 1000 de magazine online. Ah. Bine, da. Asta e una. Până în mod continuu, aceeași chestie. Da. Sau când ai o masă cât mai mare de clienți, o paletă, un grup, care cumpără în mod repetat. Când tu ai făcut campanie de marketing și ai făcut o vânzare, ai câștigat un cumpărător. Se numește client atunci când cumpără a doua, a treia, a patra oară de la tine. Cine știe câți clienți are și de câte ori cumpără fiecare client de la ea? O persoană? Două, trei? Ok. E bun. Pentru că acum, dacă ești client GoMag, poți să vezi fiecare client, câți clienți recurenți ai și de câte ori a cumpărat fiecare client. De când a? Poftim? De când a? De vreo două săptămâni. Recent. Și asta e foarte important, să te uiți câți clienți care au cumpărat odată ai și câți clienți recurenți ai. Și atunci începe să faci, poți începe să faci corelări cu toate acțiunile tale de marketing, cu toată performanța campaniilor, cifra de afaceri în luna respectivă și absolut orice altceva. Dacă îți faci o strategie pe 6 luni, pe 12 luni, poți să te uiți în ultimele date. Bă, într-adevăr, avem clienți, dar ce se întâmplă? De ce se duc banii în marketing și de ce nu facem alte vânzări? Crește sau nu valoarea coșului? Vedem imediat. Deci că noi oferim un tool care chiar să te ajute în business-ul tău, în operațional, să înțelegi ce lucruri se face, de ce se le face. Dacă vorbim de valoarea coșului, tot în funcție de sezon, de acțiune pe care le faci, poți să vezi evoluția comenzii medie. Și atunci te gândești dacă ai avut o campanie de achiziție clienți, mereu am recomandat minim două campanii. Una de achiziție clienți și întotdeauna pentru retenție clienți, pentru clienți deja existenți. Să mergi tu cu alte oferte, alte lucruri, pentru că aceia sunt cei care contează mai mult, care îți aduc mai mult business și ai un cost minim de a determina să mai facă o comandă, pentru că are încredere în tine, a comandat o dată de la tine și trimiți un e-mail. E-mailul este mult mai ieftin decât campaniile PPC, o campanie de SEO sau tot ce se mai poate face. Suntem de acord? Mulțumesc! Folosim pop-up-urile, suntem nebuniți după ele și ele funcționează. Nu le folosim, asta nu. Restul? Vrem să le folosim. Ideea e că ele funcționează, dar sunt niște principii care, de care recomandabil să ținem cont atunci când le facem. Dacă pur și simplu îl pui când intră un site, s-ar putea să funcționeze dacă testezi. Mie nu-mi plac acele pop-up-uri, adică la prima intrare. Și atunci hai să vedem care sunt aceste principii.
Îl cunoașteți pe tipul ăsta, și Adini. Ok. Păi acestea sunt principiile care ar trebui să stea la baza bobului. Ce se întâmplă în mod normal? Vorbim de reciprocitate. Tu, prin acel bobac, oferi ceva în schimbul datelor de contact. Un voucher, trimiți un ghid, un video, absolut orice. Vorbim de acel imac. Pe urmă este angajamentul. Adică, în mod normal, cel care descarcă, care vrea să obțină micul tău cadou, pentru promisiunea pe care o face și angajamentul să consume conținutul respectiv. Sau dacă îi dai o reducere pentru pantofi de seară, și dacă tu duci în pantofi de seară, sunt mult mai mari șanse statistic să cumpere. Dacă tu faci foarte specific mesajul respectiv, îl legi de produsul respectiv sau categoria respectivă. Dovezi sociale. Dacă am cumpărat 700 de încredere, dacă au peste 1100 de clienți, mai multă mai are încredere noi. Mulțumesc! Cu dovezile sociale, probabil, poți să te joci în două moduri. Una, îi dai un text, avem peste 700 de clienți sau 30 de produse sunt astăzi la ofertă pentru tine sau îl trimiți într-un landing page. Iar cu dovezi sociale. Unde afișezi testimoniale. În popa, nu poți să afișezi testimoniale, dar într-un landing page unde vrei să faci vânzare, unde vrei să iubești procesul de vânzare, poți să alegi să afișezi testimoniale. Și la testimoniale astea, recomandarea mea ar fi să fie fețe umane, oameni normali, ca și noi, ca și voi, care cumpără produse care folosesc. Nu toată lumea e fotomodel și cu pătrățele, ca și mine. Dar oamenii au încredere în oameni. Se empatizează foarte bine când văd lucruri normale. Regula plăcutului, aici vorbim dacă faci campanii prin influencer. Sau fișezi persoane, branduri care mai folosesc produsul respectiv. Dacă tu vinzi produse de un anumit brand. Prin raritate și urgentare, ce faci? Grăbești procesul de vânzare. Este unul dintre motivele pentru care Black Friday funcționează foarte bine, pentru că oamenii știu că este doar atunci, chiar dacă sunt branduri, magazine care îl fac în fiecare zi și s-a mai diluat, lucrurile funcționează foarte bine. Apropo, și eu de Black Friday am lăsat cartea. Și te mai poți juca cu cronometrele și stocurile limitate. Sugestia mea este să rămâneți în zona etică. Sunt campanii care se pot face evergreen, dar dacă cineva vede că tu în fiecare zi mai ai ultimele 5 produse în stoc, s-ar putea să se supere. Sau dacă oferta mai durează încă 30 de minute, iar s-ar putea să se supere. Asta depinde cum îți citești datele din contul tău de Google Analytics. Funcționează foarte bine la achiziția de client. Sau poți să folosești urgentarea pe ultimele 24 de ore de ofertă, sau poți să folosești cronometrele și mai poți să folosești ROA. Să regăsiți toate tool-urile din platformă. Plus, la partea asta de pop-up, am făcut opțiunea de a edita pop-up-ul din platformă, să-l faci cum vrei tu, opțiunea să-l vezi și pe desktop, și pe mobil, și pe tabletă. Vezi cum arată, să-i pui tu background, să-l faci cum știi tu. Vorbeam de vouchere, dacă funcționează sau dacă nu funcționează, sau dacă faci campanii cu influencer sau cu prieteni. Toate campaniile astea cu influencer poți să înceapă de la prieteni. Am mai spus, poți să-ți transformi foarte simplu prietenii în influencer care îți ajută să vinzi și de ce nu să împarți bani profitul cu ei. Ai un raport care îți arată cât achiziții au fost pe baza de voucher. Să vezi cum funcționează. Dacă în perioada respectivă a mers, nu a mers, ce a mers, așa mai departe. Repet, funcționează foarte bine atât pe achiziții client, cât și pe retenție. Adică poți să faci articole despre cum să folosesc anumite produse, care știi că sunt destinate celor care le folosesc deja, dar tu, prin popa, prin toate mesajele tale, faci promoție la produse complementare. De exemplu, vine acum, nu știu, cum să folosești, când se îmbraci o rochie de seară, poți să-i spui ce pantof să-și cumpere, sau ce parfum să-și cumpere, sau ce prețar să-și cumpere, și multe alte lucruri. Plus, analiza asta de business este foarte importantă. Aici avem mai multe rapoarte care sunt acum disponibile și care te ajută enorm de mult. Că poți să vezi clienți cu retururi, clienți care au făcut o singură comandă, ce faci cu ei? Faci o campanie pentru ei, te uiți cât de mulți clienți în ultima perioadă sunt cu o singură comandă versus cei care sunt cu mai multe comenzi. Într-adevăr, cu o singură comandă o să fie mai mulți. Dar mergi mai departe și spui, ok, ce am făcut să am mai mulți clienți care au mai multe comenzi? Am făcut ceva sau nu am făcut? Adică când ne uităm la datele acelea care
ne supără, care ne enervează și vrea să fie mai bune, te gândești, nu le am, dar de ce nu le am și ce pot să fac ca să le am? Cum este discount cu voucherele pe regiuni, orașe și absolut tot ce considerăm noi că este necesar și are impact în orice business, în orice magazin, am pus aici și este la un clip distanță. Și vorbeam de descrierea de produs. Se spune că descrierea de produs vinde live de mult. Aveam o prezentare, a spus, lasă descrierea să vândă pentru tine. Ce faci când mergi într-un magazin în mall sau într-un alt magazin într-o zonă bună din oraș? Cel dintr-o zonă mai proastă s-ar putea să aibă oameni mai puțin pregătiți decât cei din zona bună. Te întâmpină cineva și te întreabă cu ce este ajut. Și dacă pui una pe o haină, pe un produs, vine și spune toată istoria lui. La un brand care se respectă, care vrea să vândă, care vrea să țină clientul educat și aproape să facă vânzare. Exact asta face și descrierea de produs. Și dacă ne întrebăm de ce nu merge, a făcut campanii și nu vinzi, pentru că oamenii nu înțeleg toate aspectele legate de un produs. Dacă ne uităm, suntem în tehnologie. Și oamenii ăștia, pe lângă că ei au bani, au resurse să facă toate descrierile, uităm la un telefon. Are descrierea pentru multe tipuri de persoane. Cu același telefon, cineva îl folosește pentru a sta pe Facebook, pe chat, pe rețele sociale și spune, dacă poți intra pe Facebook, pe Instagram, pe toate. Mai jos se spune că poți să asculti nu știu câte mii milioane de melodii. Mai încolo spune că te ține bateria să te joci ceva. Aia sunt pentru gamer. Și mai încolo spune că te poți uita pe YouTube la nu știu ce. Și poți să faci videouri și poze de super calitate. Pentru că sunt oameni care cumpără telefoanele pentru poze, sunt oameni care le cumpără doar pentru office și sunt care cumpără pentru că așa vor. Acolo este altă poveste despre cele patru motive pentru care oamenii cumpără. Dar asta l-am povestit. Ok. Și cine mă crede că pagina de produs plus Instagram îți dă mai mulți bani? Ok. Și cum facem asta? Vorbeam de lucrurile noi pe care le-am făcut noi și minunate și despre asta este vorba. Avem pagina de produs, vorbim de neacă este, nu știu cum mai l-avea aici. Ce am făcut aici? În pagina de produs poți să afișezi poze de pe hashtag-uri. Avem produse grohe la vânzare, am luat hashtag-ul grohe și am pus în detaliu produs. Sunt toate pozele postate cu hashtag-ul respectiv. Este acel user-generated content, unde poți să folosești tot ce postează întreg universul, toată lumea pe hashtag-ul respectiv. Dacă vindem produse de brand, putem folosi, accesa hashtag-ul respectiv să le aducem la noi platformă, în detaliu produs. Este semi-valabil, avem niște teste cu o parte de clienți. Încă așteptăm ok-ul de la Facebook. Facebook spune că sunt tot mai grijulit cu datele clienților și credeți-mă pe cuvânt, așa sunt. Adică le-am dat toată documentația, le-am făcut video cum funcționează platforma, ei au făcut test, da, sunt foarte mândri că Facebook a intrat în platformă să facă teste, și vreau să mai afișăm noi acolo ceva, adică nu poți să faci absolut nicio scamatorie. Se vor putea lua până la 30 de hashtag-uri, feed-urile maxim 30, atât de aviu de la Instagram. Este aplicație oficială, va fi. Și va funcționa pe componente. La ce mă refer? Dacă tu poți să spui și feed-ul tău de la Instagram-ul tău, poți să-l pui pe homepage sau poți să-l pui în pagina despre noi. Sau poți să-l pui în landing page. Aici sunt afișate, se vede până în spate? Modul de afișare. Se duce la nivel de categorie și de brand. Îți selectezi toate produsele dintr-o categorie de anumit brand pentru care urmărești hashtag-ul respectiv și la toate produsele respective se populează cu imagini din Facebook de pe brandul respectiv. Dacă un concurent face o campanie pe Instagram cu un influencer și folosești un hashtag, tu poți să ai toate pozele de la toți influencerii care folosesc un anumit produs la tine în site. Asta a fost un hack. Dacă tu vrei să îți populezi site-ul cu review-uri de la clienți, review-uri pe bune, poți să faci un gamification, să trimiți așa scrisoare de mulțumire sau un mail de finalizare comandă. Uite, ne poți da o poză cu produsul tău folosind acest hashtag și noi te promovăm la noi site sau îți dăm un voucher cadou la următoarea comandă.
Și tu poți pur și simplu să pui hashtag-urile cu produsul din viața reală, cum îl folosește clientul în business-ul tău. Sau în pagina despre noi, sau în pagina de testimoniale, poți să te joci absolut cum vrei tu cu el. Și atunci, deja putem intra din acest artificiu și în procesul de fidelizare, ce vorbeam înainte. Și acolo încep să scalezi. Adică din ideea că fiecare lucru poți să vezi cu alți ochi sau din mai multe unghiuri. Și sunt toate benefice pentru tine, fără să te plângi că ceva undeva funcționează mai bine decât la mine. Nu există asta. Dacă mi-am luat un slide de departe. Vorbeam tot la început că lansăm opțiunea de a crește valoarea costului. Ok, putem merge cu produse asociate. Avem produse complementare, știm asta. Avem aplicația de bundle, să-ți construiești tu produse care în ofertă sunt mult mai ok de achiziționat decât unice separat. Asta o știm. Dar asta, știm că am făcut-o primia. Avem ofertă unică de vânzare la finalizare comandă. Și se poate testa cu orice tip de produs, orice are în coș, la nivel de categorie. Poți să selectezi un produs care doar în procesul de finalizare comandă, clientul tău, înainte să le-a pe trimite, îl bifează că gala îl dorește la un alt preț. Și dă doar prea oferta. Un singur click, s-au adăugat în coș, finalizează comanda, se amări coșul. Și care e... Ce poți să faci aici? Cum poți să jonglezi cu asta? Este să analizezi foarte bine care este costul de achiziție client, cât te costă în medie, și să încerci să reduci acel cost de achiziție client cu asta. Să oferi un produs la care tu poți să ai un adaos suficient de mare, încât să-ți diminueze costul, să-ți acopere ei costul de achiziție. Să-ți jos cât la 100% din valoarea costului pe care o ai în medie sau la anumite tipuri de produse din categorii diferite, poți să îi adaugi un produs 10, 15, 20, 30% în plus la finalizare comandă. Dar, repet, prețul produsului în acest moment trebuie să fie unic. Clientul, dacă caută acel produs mâine pe site, la acel preț să nu-l mai găsească. Și asta se poate face. Cum vi se pare până acum? O întrebare. Da. Produsul respectiv pot să mi-l aleg eu. Da, tu l-am aleg. Deci am un produs care are niște caracteristici. Mărime și culoare. Da. Doar pentru o anumită mărime și doar pentru o anumită culoare. Da. Da, da. Atât pentru produsul pe care îl vând, cât și produsul care e în coș. Da. Poți da. Să fac asta? Da. De-aia funcționează când datele acestea sunt mai generaliste. La fel, tu te duci foarte targetat pe 7 clienți care cumpără un produs și nu toată lumea care o să cumpere un produs o să cumpere și asta. Corect, dar cu mine asta... Da, da, da. Ok, cum stăm cu dorințele? Ce dorințe avem și ce dorințe știu că au clienții noștri? Știm ce își doresc clienții? Cele mai mici prețuri, gratuit, livrare, bonusuri, fără să plătească transport, pachetare, lucruri de genul. De acord? În regulă. Acum... Poftim? Consultanță. Și consultanță, sigur. Și mâine închidem business-ul, dacă nu avem plasă pentru oameni și restul, da. Pentru că avem și wishlist fără cont, plus Facebook Pixel. Iar Aladin. Da, Aladin. Opțiunea este valabilă în platformă, cred că au pus-o colegii mei azi noaptea, seara. Utilizatorul poate să adauge produsul în wishlist și am făcut opțiunea să putem pixela. Adică să putem face remarketing pe cei care au adăugat produse în coș. Nu putem vedea produsele la fiecare, dar el le vede și le poate achiziționa în momentul X. Și este legat dacă este, se face o sesiune de cookie și dacă utilizatorul își face cont sau cumpără produsul, adică ajungem să identificăm contul de client, îi legăm de platformă și este ok. Ideea este că pot fi targetați cei care își adaugă produsele în coș. Cum vi se pare? Și asta este valabilă, și asta, și asta, și restul sunt valabile momentan pentru toate conturile, pentru toți clienții, indiferent de pachetul ales. Urmează să facem și dezvoltări specifice pentru pachetele Enterprise.
Ce mai vrem să facem? Să facilităm integrările cu furnizorii. Sunt atât de multe provocări care apar acolo și atât de multe modificări, încât este destul de greu să automatizezi foarte rapid și la nivel general tot acest sistem, dar datorită multor acțiuni de genul acesta am reușit să aducem, să facem tot mai simplu acest proces și urmează să fie prin primăvară, facilităm toată distracția asta. Am spus și Rareș, întreaga infrastructură, întreaga platformă Comac este pe serverele Microsoft Azure și sunt gestionate de către Banishel. Este un startup românesc, aplicații care gestionează serverele, suntem în cloud, avem resurse nelimitate, toate lucrurile sunt mult mai safe acum. S-a mărit și timpul de încărcare, se mai optimizează absolut tot ce se poate. Este un serviciu externalizat, au mărit costurile pentru noi, dar asta este. Lucrurile se întâmplă ok. Avem documentație mult mai mare pe suport, s-au făcut mai multe videouri. Întotdeauna când apar 3, 4, 5 solicitări într-o zonă, se face un update. Mulțumesc colegilor! Și cum am mai spus, Comac nu sunt eu, suntem o echipă, sunt o parte din fete care le e pe scenă. Aici sunt colegii noștri, aici este Călin, cel care este foarte puțin activ pe Instagram, dar el a făcut aplicația. Aici este partenerul meu, care este programator, el a scris întreg codul de la platformă. Fetele vă aștept de aici. Și pe aici facem noi o mulțime de alte lucruri. Ea este Ioana Poa, îl cunoașteți, colega noastră de suport. Alexandra, care se ocupă de social media și mai este clienții cu lucruri care țin de partea de Facebook de gen. Iulia, care se cunoașteți și Popo, colega noastră de la Copia, care ne ajută la texte și îmbunătățiri și simplificări și de gen. Noi vă mulțumim la finalul revistelor, care sper că vă ajute, este cel mai nou material și am creat, considerăm noi tot ce este nevoie să gestioneze, să susții campanii de marketing. Avem acest cod, descoperă cum să vin spre noi, care puteți completa și ne puteți da datele nou, pentru cei care vor să migreze, să învață, să începe să vindeți cu noi. Și spuneam că o să avem și o tombolă,